Slăvindu-i la mănăstiri, o Marie, și nemerei tare bine, o Marie, Maică Marie, pentru noi păcătoși, Maică, roagă-te! Frumusețea Maramureșului pare ruptă din realitate, însă mai presus de miracolul locurilor este credința oamenilor care s-a păstrat de-a lungul veacurilor. Aici, intemperiile naturii sau schimbările economice care ne-au afectat țara par să nu fie atins nimic. Iar localnicii spun că acest lucru este un miracol al lui Dumnezeu. Puterea credinței și păstrarea religiei pare să ferească oamenii și locurile deopotrivă de tot ce este rău. În zi de lucru, ori în zi de sărbătoare, maramureșenii nu au uitat să trăiască așa cum au lăsat vorbă moșilor. La Moise în locurat o Marie, mănăstire s-o aflat o Marie, Maică Marie, pentru noi păcătoși, Maică, roagă-te! Cunoscutul cântăresc de muzică populară, Nuțule Ordean, care locuiește acum în Sighetul Marmației, își amintește cu bucurie despre obiceiurile învățate de la moșii săi. Mergeam și cu părinții, dar mai cu seamă cu bunicii, cum zicem noi, cu moșu și moașa, în fiecare duminică. După ce toată săptămâna erau la lucru, la coasă, în fiecare duminică ne ziceau: „Mai copii, cu ajutorul lui Dumnezeu mergem la biserică.” Dar una din cele mai importante sărbători ale anului, care este ținută cu sfințenie în Maramureș, este Adormirea Maicii Domnului. La Mănăstirea Moisei se adună mii de pelerini din toată țara, iar maramureșenii, îmbrăcați în straie de sărbătoare, merg cu procesiunile religioase. Grupurile de credincioși, cu prapurii și icoanele în mâini, cântă tot drumul până la mănăstire. Mergeam cântând pe jos așa și ajungeam acolo la mănăstire, iar acolo la mănăstire n-aveam voie să mâncăm, deci acasă ajunam tot postul Sfântei Mărie, ca să vă spun despre ce era vorba, că ce însemna era postul Sfântei Mărie, era de 2 săptămâni. În timpul ăsta se postea și se ajuna, iar chiar în ziua de Sfânta Mărie n-aveai voie să mănânci nimic până a doua zi la mănăstire, acolo peste noapte. Ne rugam, acolo era preoți din toate ținuturile, venea din, și din alte localități, câte 15-20 de preoți. Și mulți se spovedea, deci datorită că nu mânca 2 zile, 3 zile, era care postea 3 zile. Lume foarte mult adunată din toate părțile și fiecare cu portul lor, cu obiceiul lor, cu cântecele lor din zonele de care venea, cu prapuri. Deci pentru noi simțeam adică ceva, că ne ferește Dumnezeu de ceva, adică suntem cu totul alții, mai credincioși, cu suflet mai mare, mai bun și cu gândul de a nu greși și de a nu face rău, de a nu supăra pe nimeni. Din fiecare localitate situată în apropierea mănăstirii se formează grupuri de săteni care merg de Sfânta Maria la mănăstirea ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Este o zi mare pentru maramureșeni și, cu micul mare, se întrec în cântări de slavă aduse Fecioarei. Fiecare grup este însoțit și de preotul parohiei de unde provine, dar și de diaconul bisericii care dă tonul imnurilor religioase. Despre importanța acestei sărbători vorbește și parohul Bisericii Sfânta Treime din Săcel, Vasile Cușnar. Obiceiul acesta se păstrează din moș strămoș și noi, cei de astăzi, încercăm să ducem mai departe acest obicei și ne luptăm. Ca preot mă lupt să mobilizez în fiecare an să fie procesiune cât de mare, cât de frumoasă. Așa. Este o trăire aparte. Este un eveniment mare, putem spune că e cel mai mare hram de aici din zonă, din Maramureșul istoric, hramul de la Moisei. După cum ați văzut și dumneavoastră, dacă ați participat acolo, sunt mii sau chiar zeci de mii de pelerini și ne rugăm împreună. La Moisei numai iconomarie,
În ceruri, Maică și Domnul Marie, Maică Marie, pentru noi păcătoși, Maică, roagă-te! Erau oamenii mai credincioși și ne ferea Dumnezeu de toate relele. Toată lumea ieșea la rug afară și când se nora tare, zice, hai să ne rugăm lui Dumnezeu, toată lumea. Și toată lumea era în genunchi și se ruga lui Dumnezeu și parcă norii se depărta. Și acum nu vreau să spun pentru eu că-s din Maramureș, așa. La noi în Maramureș, lumea încă totuși nu-i ca pe vremurile alea când eram eu copil. Mai puțin, dar totuși lumea se roagă și la toate mănăstirile acum de Sfânta Mărie, iar e plin peste tot, la Rohia, la Bârsana, la Săpânța, la Moisei, la Rozavlea, la Petrova. E lume arhi plin de tot și se roagă lui Dumnezeu și măr tot cântând așa la mănăstire și postesc. Dacă vorbim despre credința maramureșenilor, nu trebuie să uităm nici de locul unde se pare că Dumnezeu a coborât printre noi, pe Valea Izei, la Sfântul Lăcaș al mănăstirii Bârsana. Aici este ținutul de legendă al sufletului românesc, unde credința, iubirea și nădejdea formează piatra de temelie a tot ce ne înconjoară. Frumusețea uimitoare a zonei, îmbinată cu arhitectura mănăstirii și evlavia sufletelor, transformă Bârsana în speranța unui viitor binecuvântat pentru oricine pășește acolo. De aceea, pe tot parcursul anului, credincioșii din toată țara sosesc aici să-și regăsească liniștea și să se bucure de această gură de rai. De la biserica din lemn pornește o alee pietruită ce duce spre stăreție, o construcție supraetajată a cărei arhitectură transpune stilul maramureșan al bisericilor din lemn. Pe pajiștea verde a mănăstirii se află altarul de vară, aghiasmatarul, casa artistului, iar în vecinătatea turnului clopotniță de la intrare este muzeul mănăstirii. Ca să descriem frumusețea locurilor, vorbele par inutile, însă ce trebuie să nu uităm e că lacrimile smereniei oamenilor sunt piatra de temelie a locurilor sfinte. Și acesta pare să fie lucrul de care ne amintește frumusețea Maramureșului și felul de a fi al oamenilor. Tot despre credință și smerenie vorbește și cunoscutul cântăresc de muzică populară, Nuțule Ordean. Categoric nu că poate, deci eu spun că cine n-are încredere în Dumnezeu e om pierdut. Deci e un om rătăcit, cum s-ar zice, pierdut total. Păi spune-mi-s dumneavoastră, fără Dumnezeu și Maica Sfântă, îți mai dă Dumnezeu putere să te scoli dimineața, să ridici ploapele ochilor, să mai vezi, să-ți dea Dumnezeu vocea și glasul care... Păi când te scoli dimineața din pat, nu spui cu gândul, Doamne ajută și îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit de tot ce este rău. Și iartă-mă cu tot ce ți-am greșit, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu știre, fără știe, de voie, fără voie. Deci dacă nu folosești cuvintele astea și rugă al Dumnezeu și Tatăl nostru și cred într-un Dumnezeu, deci nu văd eu ca să mai poți ajunge să fii omul ăla care trebuie să fii primit acolo, să fii mântuit. Foarte interesant este că în această parte a țării oamenii au reușit să rămână aproape de Dumnezeu. Ei merg la biserică nu doar în zilele de sărbătoare sau duminica, ci de câte ori se poate. Dragostea față de Dumnezeu și Maica Domnului este insuflată copiilor de la cele mai fragede vârste și acest fapt se simte și se vede. În biserica plină de enoriași, preotul din Săcel vorbește credincioșilor despre jertfă și răsplata Domnului. Dar cu cât te jertfești mai mult, cu atât ai mai bine primit în fața lui Dumnezeu și în fața lui Maica Domnului. Vedeți că n-ați abandonat niciunul. Toți v-ați întors. Și cât este de bine. Acum sunteți mulțumiți că v-ați împlinit scopul mergând la Sfânta Mănăstire. Și cât este de frumos. Nu e o rușine, ci din potrivă e o cinste să te îmbrăci frumos în alb și să te duci să cânti Maicii Domnului. Ce poate fi mai frumos? Să o slăvești pe Maica Domnului. Să rândească Dumnezeu, ca și de acum încolo, în fiecare an, să ne întâlnim tot așa în grupul acesta. Și Dumnezeu să vă ajute la tot.
Situată pe Valea Vișeului, Mănăstirea Moisei, ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, este atestată din 1599, anul în care a fost ridicată biserica din lemn. Pelerinii din toată țara poposesc la mănăstire, mai ales că aici s-au scris și câteva din slovele istoriei. Actuala pictură din interior este realizată din 1699, iar în 1792 a fost făcută cea de pe iconostas, scrisă cu litere chirilice. Tot aici există și o colecție de picturi pe lemn din secolul al XVIII-lea. Altfel, mai putem spune că în octombrie 1944 a avut loc masacrul din Moisei, unul din cele mai violente masacre antiromânești în Transilvania de Nord. Însă, după o scurtă lecție de istorie, miracolul maramureșan de la poalele munților Rotnei îndeamnă la visare. Maramureșenii cred că numai credința în cel de sus îi poate ajuta să fie ceea ce sunt. Ei n-au uitat ce înseamnă smerenia, așa cum n-au uitat nici să se veselească. Ei își trăiesc viața și parcă tumultul prin care trece restul țării rămâne undeva departe. Iar aici, oamenii nu se sfiesc să poarte încă straiele populare, chiar și în zilele de lucru. Cert este că munca, îmbinată cu voie bună, cântecul și dragostea față de Dumnezeu sunt un tot care emană forță, frumusețe și puritate. Unde de oameni îmi place, măi dorule, mă. Unde de oameni îmi place, măi dorule, mă. Zore de ziua să face, măi dorule, mă. Zore de ziua să face, măi dorule, mă. Trăim într-o lume care pare din ce în ce mai greu de înțeles. Dacă secolul al XVIII-lea era secolul luminilor și al Marii Revoluții franceze, secolul XIX a fost secolul romantismului și al națiunilor, al statelor națiune, secolul XX a fost fie secolul cel mai scurt, fie secolul ismelor, fie secolul celor două războaie mondiale, interesant e cum va fi secolul 21. Deocamdată, după un deceniu și ceva de când a început acest nou secol și acest nou mileniu, secolul 21 se prefigurează ca o perioadă de interdependență tot mai accentuată. I s-a zis interdependență până în ultimele câteva decenii, după aia i s-a zis secolul globalizării, secolul mondializării, dar putem recurge și la o metaforă mai cordială, mai tandră, mai apropiată de noi. Un savant american, Edward Lorenz, a lansat toată o expresie, o metaforă memorabilă, a spus oare pâlpâitul aripii de fluture din Brazilia, din Amazonia, nu produce cumva tornade în Texas? O întrebare care pare oarecum noucitoare, dar se dovedește din ce în ce mai subtilă și mai atestată de fapte. Eu am un exemplu foarte recent din punctul ăsta de vedere, care țin de politică, de geopolitică. Eram cu câțiva ani în urmă, în toamna anului 2013, la Cernăuți, deci în Ucraina de Vest, acum, și am văzut un grup de tineri care manifestau destul de animat, dar nu foarte vehement, chiar vis-a-vis de sediul guvernoratului Cernăuți, cu steagurile ucrainice. Am întrebat ce este, zice, demonstrează împotriva președintelui Ucrainei care tărăgânează să nu are un acord cu Uniunea Europeană. Zic, bun, foarte bine, începe și aici ideea europeană să câștige. N-am dat prea mare importanță, nici eu, nici toți ceilalți. Pentru ca
peste numai câteva zile, aceste demonstrații se capete o amploare nemaipomenită la Kiev, în toate celelalte regiuni ale Ucrainei, să se producă răsturnarea președintelui, să se producă dizolvarea Parlamentului, să se înceapă războiul civil, să fie anexată Crimea de către Rusia și să se ajungă la o înrăutățire a situației internaționale în termeni comparabili cu cei ai războiului rece. Iată deci cum pâlpitul unei aripi de fluture în Cernăuți și în alte localități ucrainene a dus la actual la criză mondială. Este într-adevăr o criză care, spre deosebire de cea din timpul războiului rece, care era într-adevăr în pragul unui al treilea război mondial, se desfășoară pe mai multe planuri. Este, am putea spune și de data aceasta, un război rece hibrid, pentru că vorba hibrid tot e la modă acum, în sensul că dacă un al treilea război mondial este exclus, o încordare și disconforturi pentru marile state protagoniste, dar și pentru cele mai mici, nu pot fi evitate. De ce zic că nu va fi un nou război mondial? Și nu numai eu, pentru că lumea, cum spunem, e atât de interdependentă, interesele economice ale Rusiei în lumea occidentală, dar și ale Occidentului, ale Germaniei în primul rând, ale Franței, ale Italiei și ale altor state vest-europene, sunt atât de importante în Rusia, încât un război mondial nu se poate. Ca să recurgem la o expresie oarecum cinică, sunt ca doi șerpi care încearcă să se înghită unul pe altul și își înghit din coadă, dar până la un moment dat. Iată deci că trăim într-o lume care, în care ceea ce se întâmplă într-o parte a scoarței pământești poate avea repercusiuni cu totul neașteptate și cu totul imprevizibile în altă parte a lumii, ceea ce se întâmplă și acum. Despre aceste lucruri însă vom... Ne aflăm în zona unui bazin legumicol care cifrează undeva la 15.000 de hectare. Este localitatea Vidra, lângă București, la 15 km. Ca activitate, în general, toată lumea la noi este cultivator de legume în spații protejate. Dragi români, cetățeni canadieni, rugămintea este să nu uitați niciodată că am rămas și suntem români. Nu este o greșeală că ne-am născut români, însă România oferă posibilități. Fiecare avem o datorie, mai ales și a mea și a dumneavoastră, este ca să fim benefici în continuare pentru România și cred că n-a trecut timpul în care, la momentul oportun, să veniți să investiți în România, pentru că aici se regăsește o natură care ne oferă toate posibilitățile. În special mă ocup de gospodăriile mici tărănești, producția este diversificată pe legume, fructe, am abordat 12 județe în cadrul Confederației. Gama este diversificată începând cu gemuri, dulcețuri, fructe și legume în stare proaspătă, sunt freșurile. La momentul ăsta când discutăm, fiind luna lui iunie, este o extremă a cantităților de producție și o explozie, pentru că România produce climateric, iar ca posibilități oferim întreaga gamă de legume. Dacă vedeți, este roșia cu gust pe care o știați de altă dată. Ea nu greșiți niciodată dacă un produs ajunge acolo, pentru că țăranul a știut să-și întrețină terenul, pentru că este singura lui sursă de existență. Dacă vă uitați, e același gust de altă dată, nu ce speculează la noi în România diferite televiziuni sau alte radiouri care spune că produsul românesc nu mai are gustul de altă dată. Nu este greșit. Țăranul nu și-a uitat tradiția și profesia și o respectă în continuare. Cel mai mult respectă consumatorul, pentru că el este stăpânul nostru. Deci ești la latitudinea valorificării produsului. Dacă nu ai un produs care să fie calitativ, consumatorul se retrage și nu cumpără. Atât că și pentru dumneavoastră vă putem oferi produse în cantități suficiente. Puteți face un specific de a consuma românește, putem să asigurăm posibilitățile astea. Dar să nu uitați că veți fi benefici în continuare și nu cred că ați uitat sau veți uita vreodată că sunteți români și România oferă posibilități tuturor care vor veni aproape de români. Este un fruct
care a fost atacat de o insectă, s-a vindecat, dar nu are nicio problemă pentru că el nu s-a dus la interior, însă este necop, n-a ajuns la maturitate, dacă vedeți s-a cicatrizat, n-are o semințele sunt naturale, deci un fruct care se dezvoltă și nu este intervenit asupra lui, sămânța se dezvoltă în normalitate, dacă vedeți, el mai are până la coacere, dar am și luat un fruct spre coacere, e verde. Tot un ardei, soi românesc moștenit, care luăm sămânță în fiecare an de la el, el acum începe să fructifice.